Poate pare de necrezut, dar unii oameni de știință cer să se facă mai multe cercetări pentru a afla dacă consumul de băuturi energizante ar putea face ca oamenii să trăiască mai mult. Trebuie specificat că băuturile energizante au tot felul de ingrediente, dar aici vorbim doar despre unul dintre ele. În prezent, majoritatea băuturilor energizante conțin o substanță numită taurină, chiar și cele mai populare, precum Red Bull. Taurina este un aminoacid care apare în mod natural, deși substanța care se găsește în Red Bull este sintetică. Oamenii de știință au efectuat teste privind efectul taurinei asupra șoarecilor și au descoperit că aceasta i-ar putea face să trăiască mai mult. În cadrul studiului, unor șoareci aflați în jurul vârstei mijlocii li s-a administrat taurină, în timp ce altora nu li s-a administrat. Aceștia au fost apoi studiați până la sfârșitul vieții și s-a dovedit că cei cărora li s-a administrat taurină au rezistat mai mult decât grupul de control. Șoarecii de ambele sexe au văzut o durată de viață mai mare cu aproximativ 10-12%, în timp ce speranța de viață la 28 de luni a fost cu 18-25% mai mare. De asemenea, aceștia aveau o funcționare mai sănătoasă a oaselor, mușchilor, sistemului imunitar, grăsimilor, pancreasului, creierului și intestinelor. În momentul de față, oamenii de știință nu sfătuiesc pe nimeni să schimbe aportul de taurină, deoarece nu suntem siguri care este adevărata poveste încă. Băuturile energizante ar putea avea un pic de taurină în ele, dar adesea au și alte lucruri care ar putea să nu fie atât de bune pentru sănătate. Profesorul Henning de la Universitatea din München a declarat: "Ceea ce avem nevoie acum este un studiu de intervenție umană. Suntem nerăbdători să începem", a declarat acesta. Relatează știri pe surse.ro.